Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 2 și anume energia lui Sandalfon. Haideți să vedem, în primul rând, care este mesajul pe care această energie vi-l aduce, de pe această lamelă, evident. Darul Arhanghelului Sandalfon te ajută să prețuiești energia feminină, să venerezi și să onorezi cum se cuvine eternul feminin. Îți ofer darul de a percepe muzica sferelor. Fac să se manifeste pentru tine grația dumnezească iluminatoare. Iacă te vorbim despre energie feminină, energie de creație și energie de primire. Să învățați să primiți este extrem, extrem de important. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem una bucată frecvență pe care vrea să o aducă Arhanghelul Sandalfon. Și vorbim despre allowance, a permite, iată energia permisiunii. Pentru că de asta am zis să vă roagă cumva, dar să vă dați voie să primiți tot ceea ce vrea să vină către voi. Și tot ceea ce vrea să vină către voi este ceea ce voi vă doriți, așa, la nivelul ăla cel mai profund, doar că... Și aici am auzit foarte, foarte multe persoane, da, și eu îmi doresc aia, și eu îmi doresc aia, și uite, că nu se întâmplă și mai departe, pentru că nu-i permis să se întâmple, pentru că există tot felul de credințe limitative, tot felul de lucruri pe care tu ți le spui ție la nivel de subconștient și pe care tu le crezi ca fiind adevărate despre tine. Că nu e suficient de bun să primești chestia asta, că este imposibil să se întâmple lucrul ăsta în această viață și mai departe, că doar ăia au și tu pentru că nu știu ce, nu o să ai niciodată și mai departe. Lucruri pe care, de care poate nu ești 100% conștient, dar ele ca programe rulează acolo în background și iată își fac simțită prezența prin rezultat și rezultatul fiind acela că nu vine în viața ta ceea ce tu declar că îți dorești. Deci dă-ți voie inclusiv aceste energii allowance, oh my God, chiar am uitat-o în română, de permisiune. Dă-ți voie să te conectezi la ea, dă-ți voie să-ți declari, îmi dau voie să primesc lucruri din viața mea, hai să începeți de aici, da? Îmi dau voie să fiu cum sunt eu în momentul de față, îmi dau voie. Pentru că de prea multe ori, începând cu copilăria noastră, nu ni s-a dat voie să facem firimituri în pat, nu ni s-a dat voie să stăm afară pe ora 8. Hai să începem să ne dăm noi nouă voie de la lucruri mărunte, până să ajungem să ne dăm voie să trăim din plin, să ne dăm voie să fim fericiți, să ne dăm voie să iubim și să ne dăm voie să experimentăm, de ce nu, abundența în toate formele ei. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem și o semnătură energetică cu care vine Sandalfon și Ancient Wisdom, înțelepciune ancestrală. Măi, și primul mesaj este despre legile Universului și cum funcționează treaba aceasta. Toată înțelepciunea creației se află în ADN-ul tău. Chestie dovedită și demonstrată științifică. Eu nu mănânc borș cu lobodă, era zic cu lebădă. nici cu lebădă. Nu mănânc aici, da? Sunt lucruri demonstrate științific. În ADN-ul nostru sunt codate și înscrise toate evenimentele care au avut loc vreodată în universul ăsta, toate sunt aici. Trebuie doar să le dăm voie să iasă la suprafață, să ne conectăm la această energie și această înțelepciune din interiorul nostru. Bineînțeles, prin meditații, prin diverse alte metode, de nu pot eu să le spun aici, dar se cunosc foarte bine. Dați-vă voie să faceți lucrul acesta prin respirații conștiente, iacă-te, da? Să ajungeți la stări de conștiință modificate pentru a putea accesa anumite informații. No, bine, hai să mergem mai departe și să vedem de unde, hai de aici. Hai de cu astea micuțe, că așa am stabilit, să le luăm, hopa, în ordinea mărimii. Erosul sacru, iată o altă metodă, da, și aici vorbim de folosirea conștientă a energiei sexuale pentru curățări, pentru reîntinerire, pentru vindecări și așa mai departe și nu în ultimul rând pentru manifestări concrete în lumea fizică. Bun, și spune așa, a trăi iubirea, trup și suflet oferă un sentiment de unitate.
A trăi iubirea trup și suflet, de acord. Și da, am zis, o repet și o voi repeta atâta timp cât este nevoie. Trebuie să începem cu acea iubire de sine. Și pentru a ajunge la iubirea de sine, trebuie să acceptăm toate părțile din noi. Să ajungi să te iubești în toate ariile vieții tale. Pentru că multe persoane spun, mă iubesc, mă iubesc, mă iubesc, da, dar te iubești, nu știu, dau un exemplu, da? Te iubești ca femeie de afaceri, te iubești. Sau, mă rog, la jobul la care lucrezi, te iubești ca mamă sau ai ceva să-ți reproșezi? Te iubești ca soție sau iubită sau ai ceva să-ți reproșezi? Te iubești ca fiică sau ai ceva să-ți reproșezi? Și așa mai departe, trebuie să ajungi să îmbrățișezi, să accepti și să iubești toate aceste aspecte ale tale. Bun, mergem mai departe, că mai sunt încă două de-au picat și vedem mentalul orientat benefic și spunem felul următor: ai încredere în capacitățile tale mentale, căci se află la originea tuturor creațiilor. Da, 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 de un milion de ori, da, și știți foarte bine, gândul este cel care generează o emoție. Emoția este energie în mișcare, emoția generează acțiuni și iată acțiunile generează consecințe în viața noastră. Atenție la aceste gânduri, da? Le putem controla fără doar și poate, da, ele sunt generate de acele programe pe pilot automat din subconștientul nostru și acele programe pot fi schimbate, sunt atâtea tehnici de a face lucrul acesta, trebuie doar să vreți și doar să cereți ajutorul. Aveți detaliile mele acolo, am zis-o de 1000 de ori. Bun, ghidul spiritual, următorul mesaj pentru voi și spune: sunt alături de tine. Ce aștepți de la mine? Te ascult. Când a fost ultima oară, v-aș întreba eu, în care ați vorbit sau ați cerut ghidare ghidului vostru spiritual? Când? Să-i cereți un semn, să-i cereți, nu știu, măi, dacă e ok pentru mine să fac nu știu ce, dă-mi un semn, să găsesc, nu știu, trei frunze cu gaură în mijloc, pe jos, da? Nu știu, orice. Da? Și după care fii atent la semnele. Ori, în orice moment al existenței tale, ei comunică cu tine. Și este absolut fantastic felul în care răspund. Exprimarea clară, iată-te următorul mesaj. Da, este extrem de important să învățăm să ne exprimăm clar. Nu vorbesc numai de discuțiile și comunicarea aceasta interumană, că și aici este extrem de important să spui clar ceea ce vrei să spui. Pentru că de foarte multe ori, de fiecare dată, da, cealaltă persoană va interpreta ceea ce spui tu prin propriile sale filtre, că fiecare e pe harta lui, că fiecare înțelege, da, prin prisma celor lentile create de programele din subconștient. Și atunci e bine să dai explicații dacă este nevoie, dacă vezi că tu ai vrut să zici ceva cu o, nu știu, o conotație pozitivă și ala să uită nu știu cum la tine, explică clar. Lentilele lui sunt altfel colorate decât ale tale. Explică și vorbește cât mai clar. La fel, exprimarea aceasta clară este extrem de importantă în momentul în care vorbești cu Universul, Creatorul, Dumnezeu, cum vrei să-i spui. Exprimă clar ceea ce vrei să se manifeste în viața ta. Fără dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, te rog, Doamne, dă-mi, nu știu, dăm sănătate că eu sunt bolnav. Ai grijă ce declar, ai grijă ce spui despre tine, tot ceea ce spui despre tine este adevărat, tot, și Universul nu-i pasă, că nu există acolo ceva care să-i pese că tu spui că ești bolnav sau că ești sănătos, că tu spui că ești sărac sau că ești în abundență. Nu, ceea ce tu declari despre tine este adevărat. Ai grijă ce spui. Și am zis-o de atâtea ori, am explicat treaba asta cu rugatul și cât de într-un fel, în dezacord, haideți să-i spunem așa, cât de în dezacord cu legile Universului sunt aceste rugăciuni, te rog, Doamne, fă-mi, drege, dă-mi și așa mai departe. Nu mai intrăm în alte discuții aici, că ne-am lungit prea mult. Bun, și iată-te, vedem un 6 de cupe, vorbim și de energie de suflet pereche, pentru unii dintre voi vorbim și de amintiri frumoase din trecut. Concentrează-te pe ceea ce a fost frumos în trecutul tău. Ia de acolo părțile faine, ia de acolo amintirile la cele mai minunate și învăluie-te, da, cu acea energie. Nu te mai concentra la ceea ce zici tu că nu a mers, la ceea ce crezi că ai pierdut și așa mai departe. Că pierdere nu există, am explicat-o și la numărul anterior, sunt doar lecții pe care am ales, da, să le experimentăm, am ales să le învățăm, dacă le-am învățat, hopefully, da? Să sperăm că am făcut lucrul acesta.
concentrează-te pe partea plină a paharului și ai să vezi cum viața ta se schimbă. Încearcă să nu te plângi de absolut nimic, măcar 24 de ore. De absolut nimic. Nici când a venit autobuzul la timp, nici că au dat 3 strope afară de ploaie și așa mai departe. De absolut nimic. Și observă ce se întâmplă. Asta e așa, un exercițiu. No, bine, hai să mergem mai departe. Cu ce mergem mai departe? Hai să mergem cu asta mai departe și să vedem ce alte mesaje. Remembrance, da. Să-ți aduci aminte, cred că este o invitație pentru unii dintre voi să vă aduceți aminte ceva. Este nevoie să deblocați ceva în structurile voastre. Este ca și cum niște informații, niște treburi pe care le-ați învățat și le-ați studiat, mi se spune acum, în alte existențe, vor să fie deblocate. Remember, adu-ți aminte, da? E ca și cum ar fi o strigare, nu știu dacă neapărat a străbunilor tăi, dar a eurilor tale, nu știu cum să mai exprim mai drăguț, așa și mai poetic, te strigă, adu-ți aminte, adu-ți aminte, adu-ți aminte, da? Puteți face acest lucru prin meditație, este o cale extraordinară de a face treaba aceasta, să te conectezi, da, la sinele tău care conține toate aspectele tale și să ceri să îți aduci aminte să, de acel lucru care, de care ai nevoie aici și acum. Băi, oameni buni, să ne înțelegem. Eu fac pauzele astea să-mi adun cuvinte așa ca să se înțeleagă ce vreau să zic aici. În existențele noastre, multiple, care de fapt se întâmplă în același moment de aici și acum, dar pe frecvențe diferite, noi am experimentat, sau mă rog, experimentăm în același timp, dar de dragul discuției, am experimentat foarte multe lucruri. Am fost și inventatori, am fost și ucigași, am fost și de aia, 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 am fost și de aia. Avem toate cunoștințele astea în interiorul nostru, în bula noastră energetică, să zicem așa. Tot ce trebuie să facem este să cerem, da, noi de aici, din versiunea asta, să accesăm acele cunoștințe. Pentru că s-ar putea să ai o mare surpriză, să vezi că după ce faci treburile acestea, îți vine foarte ușor, nu știu, să recunoști plante medicinale sau să te uiți deodată pe cerul mare și să... mi se pare cunoscut, oh my God, încep să-mi aduc aminte niște chestii, pare atât de natural, da? Se deblochează ceva. Păi voi cum credeți, dragii mei, că eu fac ceea ce fac aici? Voi aveți impresia că am studiat pe la nu știu ce școli înalte de tarot? Pff, nu! Sunt chestii care vin atât de natural prin mine, că nici nu am cum să explic, m-au întrebat atâtea persoane cum am făcut lucrul ăsta, nu știu. Pur și simplu s-a deblocat ceva. E o chestie pe care sunt convinsă că am făcut-o foarte multe vieți la rând. Da? Și acum vin lucrurile astea atât de firești, atât de natural pentru mine, e ca și cum aș respira. Nici măcar nu-mi pun întrebarea cum, de ce și de unde. Nu știu, așa este, în natura mea. Despre lucrurile astea vorbim. Bun, hai să vedem mai departe de aici. Am luat, e timpul să luăm acum și hai să vedem ce vrea să vă mai transmită Sandalphon, A Child's Love, iubirea unui copil. Și spune felul următor, The love between a parent and a child is one of the most precious and deep connections we make during our life on earth. Conexiunea dintre un copil și părintele său este una dintre cele mai puternice conexiuni de iubire pe care o experimentăm aici în viața aceasta pe pământ. Children start out as part of us and from there first the cries they establish themselves as the bigger part of our hearts. Din momentul în care auzim primul scâncet și plânset al copilului până când ei devin maturi, sunt parte din sufletul nostru. Aceste legături trec dincolo de timp și spațiu și așa mai departe. Sunt niște legături extraordinar de puternice, mai puternice decât unii dintre noi ne-am dorit să credem. De asta am zis-o și o zic celor părinților, da, care vin către mine pentru ajutor pentru copiilor, da, le spun foarte clar, în momentul în care tu ai să vindeci niște treburi în tine, ai să vezi automat vindecarea în copilul tău. În momentul în care tu ai grijă de tine și schimbi anumite programe și schimbi anumite energii, ai să vezi în oglinda ta, care e copilul tău, aceleași transformări. Așa că lucrează
pe tine, dragule, dragă părinte, da, dacă vrei să vindești ceva în al tău copil. Bun, just ask, ia că tăcere. Dacă ai ceva, dacă îți dorești ceva foarte mult, cere, dar nu cere din punctul acela de lipsă. Dă-mi, Doamne, că eu nu am. Comandă acel ceva în realitatea ta, aici și acum. Și simte acel ceva ca și cum este deja aici. Cu atâta încredere, încât e ca și cum te-ai ruga pentru ploaie, fiind soare afară și tu pleci și îți iei umbrela cu tine. Despre asta vorbim. Ai lansat comanda în univers în momentul în care ai spus, eu am asta, asta este a mea, pentru că eu o vreau și este a mea, după care nu-ți mai bați capul cu ea, pentru că știi că va veni către tine tot universul, da? Ca un puzzle începe să lucreze ca să-ți aducă ție aia, pentru că n-are cum altfel. Trebuie doar să ai încredere. Totul ține de asta și scrie și în Cartea Cărților, credința mută munții din loc, nu-i așa? Bun. Și iată, opa, vedem și strength, și anume forța. Și zice în felul următor, strength comes from many sources. Forța noastră vine din multe surse. Staying strong brings confidence and a balanced body, mind and soul. Stând în starea aceasta de putere personală, dar ne întărește pe toate părțile. Dar pentru a fi în starea de putere personală, în primul rând, regula number one este să ieși din poziția de victimă. Ce înseamnă să ieși din poziția de victimă? Este să nu te mai plângi. În momentul în care spui că a întârziat autobuzul, da? Deja tu ești o victimă a vieții, da? Că n-ai mai ajuns unde trebuie. Că a bătut vântul din stânga și nu din dreapta. Că, nu știu, colega, colegul de servici ți-a făcut, mamă, ce zi am avut azi, că mi-a făcut ăla capul țândări. Păi i-ai dat putere lor ăla să facă capul țândări. Și tu ești victimă, mititelul, mititica, da? Nu, nu din poziția de victimă se ajunge într-o poziție de putere. Reiați puterea de pe acolo, de pe unde ai lăsat-o și conștient nu mai ceda această putere și observă cum se schimbă lucrurile în jurul tău. Of, Doamne, atât de mult îmi vine să vorbesc despre fiecare în parte că nu mi-ar ajunge 24 de ore pe o carte. Bun, și avem The High Priestess of Earth, Marea Preoteasă a Pământului, cât de frumos, și vorbim despre abundență și creativitate. Energia Pământului este abundență în sine. Creați, oameni buni, dați-vă voie să fiți creativi, dați-vă voie să lucrați cu energia pământului și cu elementele pământului dacă vreți să creați ceva, da? Dacă vreți să aduceți în existență, în planul fizic ceva, lucrați cu energia pământului, pentru că, ce să vezi, suntem aici, da, pe 3D. Deci conectați-vă la această mare preoteasă a pământului sau la energia telurică, la energia mamei pământ și lucrați conștient cu ea. Puteți împrumuta de la elementele pământului, puteți împrumuta, așa cum am mai spus, atribute de care considerați că aveți nevoie pentru a vă duce, nu știu, misiunea sau ceea ce faceți voi, planul la îndeplinire. No, bine, haideți să vedem și de aici ce mesaj vrea să vă aducă. Da, iată, meditația, o vedem aici, un 4 de săbi. Să-ți dai voie să stai în meditație, pentru că v-am spus, pentru unii dintre voi este ceva de scos la suprafață, este ceva de deblocat, care va aduce multe beneficii. Este nevoie să intri în această energie de regină, de bâte, curaj, încredere, determinare, believe in yourself, iată, te spune, crede în tine. Never underestimate your ability to make your dreams come true. Niciodată să nu ți subestimezi capacitățile tale de a-ți face visurile să devină realitate. Trebuie să te despovărezi de ceva, să lași coșul ăsta plin de bâte jos, că l-ai dus prea mult timp, și să intri în această energie de creație și să te pui tu pe primul loc și să-ți faci tu visurile să devină realitate și să vezi tu ce viață minunată ai să trăiești. No, bine, haide să vedem și de aici mesajul. Flexibility, iată, este nevoie de flexibilitate, este nevoie de adaptabilitate întotdeauna pentru noile drumuri. Ești protejat, ți-a spus-o foarte clar, ești susținut, dă-ți voie să înveți și ceva diferit, dă-ți voie să fii mai flexibil, dă-ți voie să, de la oricine și de la orice în viața asta ai de învățat și de la un gând de ce l-ai de învățat și nu mai zic, de la copii.
foarte multe lucruri dacă îi privim cu mintea deschisă și nu mai încercăm să-i băgăm în niște structuri tâmpite și rigide din trecutul nostru, că așa am fost noi crescuți, serios. Mă ia din călcâie și vreau să mă opresc. Bun. Învățați din tot ceea ce vă prezintă viața în fiecare zi. Priviți viața cu curiozitate și asimilați cât mai multe informații. Și bineînțeles că aceste informații vă vor servi într-un mare fel în momentul în care le vezi așa, într-un fel, cu curiozitate, că asta era vorba, TikTok. Nu știu dacă vă invită să vă apucați de treaba asta, de aplicația asta sau nu, dar vedem clar, vă spune că vine momentul pentru o schimbare, pentru că te-ai tot învârtit round and round, da, în cerc. Ai tot experimentat aceleași lucruri, vine momentul să schimbi direcția și a către niște oportunități foarte, foarte frumoase vin către unii dintre voi. Dă-ți voie să faci saltul, dă-ți voie să mergi către ceva cu totul și cu totul nou. Hai să vedem una și de aici și mergem mai departe să vedem și conținutul. Mergi pe drumul templului sufletului tău, fă ceea ce sufletul tău îți cere să faci. Ceea ce simți că faci cu pasiune, descopere-ți, caută-ți pasiunea asta și du-o până nu mai poți. Dar fă lucrul ăsta până când spui, gata, ok, am făcut suficient. Pentru că inclusiv la asta cu pasiunea există punctul ăla în care de acolo mergi către altceva. Nu poți să faci același lucru toată viața, ajunge la plafonare. Fie că acelui lucru de te pasionează, îi mai aduci și alte elemente, îl mai împopoționezi, îl mai nu știu ce, îl mai nuanțezi și atunci îl transformi în altceva. Fie treci la altă pasiune, este perfect, perfect normal să treci de la o pasiune la alta, important este să rămâi în această energie a pasiunii. No, bine, hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor pe care îl aduce Sandalphon și este Serena, îngerul abundenței, și spune că vei primi banii sau ceea ce tu ai cerut exact la momentul potrivit, iar felul în care vei primi treaba asta nu este treaba ta, nu-ți mai bate creierii, este treaba universului, tu doar cere, da, să se manifeste, da, după care ia-ți gândul de acolo și cu încredere, da, ia-ți gândul de acolo cu încredere că se va întâmpla și se va întâmpla. Bun, haideți să vedem și conținutul cufărului. Nu mai este nimic. Și începem cu bilețelele. Unul a căzut, dar lumină înapoi imediat. Ce zice? Bun, noi începuturi. No, ce să vezi că vechi începuturi n-aveau cum să fie. Da? Începuturi pentru voi, iată împlinire, care vor duce la împlinire. Oh my God, cât de frumos, succes garantat. Dacă vă veți da voie să ieșiți din acel cerc round and round, l-am văzut acolo, hopa, da? Și iată umbrele interioare, lucrați cu ele, nu vă fie teamă de umbrele voastre, vorbim de acceptare totală. Haideți să, stați așa că mai este un bilețel. Mai este un bilețel pe care scrie, na, primăvară. Și vorbim din nou de începuturi. Sau poate sunteți născuți primăvara, cine știe. Haideți să vedem zdrângănele, trâncănele. Și vedem steaua. Iată-te, steaua lucrează pentru steaua ta, clar, vorbim despre ghidare și asistență divină pentru unii dintre voi. Iată-te, se vor deschide niște uși noi, dar se vor debloca niște talente, aș spune eu, din structurile unora dintre voi. Doamne, cât de micuță ești și nu pot să te țin. Bine, nu știu dacă se vede, este un Hello Kitty, da? O pisicuță cu o chiteruță acolo în mână. Putem vorbi și despre energia copilului interior, dar poate vorbim și despre un talent muzical pentru unii dintre voi și să lucrați la el și să-l împărtășiți cu cei din jurul vostru. Și iată și pisicuța. Pisicuța vorbește în primul rând despre iubire de sine. Dați-vă voie să vă iubiți și să vă apreciați mai mult. Vedem aici, nu știu, ori este 3, ori 2 potcoave... Nu știu ce să-i spun, ideea este în felul următor, că pentru unii dintre voi urmează o asociere cu cineva, o asociere foarte, foarte benefică, un parteneriat, da, poate să fie, sau poate să fie un succes în relație. Și iată-te, dă-i înainte, bicicleta, motocicleta vorbește despre a te mișca, a face lucrurile să se întâmple. Și vedem și energia taurului aici, energia pământului, am văzut acolo Marea Preoteasă a Pământului, abundență, da, și creativitate, dă-ți voie să faci lucrurile acestea. Iată și literele.
T pot fi inițialele voastre sau poate formează un cuvânt important. E, mai avem și une O, mai avem și I, ia să vedem ce mai avem aici, mai avem R și avem și B. Ei, haideți să vedem că mai avem un element nou și iată-te niște rune, da? Aceasta este runa voastră. Am să caut semnificația aici în cărticică pentru că nu le-am învățat momentan pe de rost și haideți să vedem ce vrea să vă spună runa voastră pentru această lună aprilie. Haideți să vedem unde este. Wow! Are cartea asta niște foi lucioase de niște senzații de astea foarte interesante. No, că nu se arată runa voastră, s-a ascuns runa. Haide runa, să vedem unde este. Unde este și ce vrea să spună. Mamă. Iai, uite așa vă țin eu să vă uitați la... Dar nu este, dar de ce nu este runa voastră? Măi, Doamne, iartă-mă! Now bear with me. O mai căutăm o dată, uite, se lasă așteptată și haide să vedem încă o dată ce o să faceți. Nu o să închideți acum videoclipul. Gata! Ho. Gata! Și vă zicem în felul următor, haideți să o țin așa să o vedeți. Uite-o aici și vorbește despre purificare, modificare de forme prestabilite, teste, cale de creștere, explorare, experimentare, libertate, reînnoire, reconstrucție, naștere, moarte, îmbunătățire. E, dragii mei, dați-vă, și că am mai zis eu, dați-vă voie să muriți pentru a putea renaște. Că am mai zis eu că multă lume vrea să ajungă în rai, dar nimeni nu vrea să moară. Dați-vă voie să lăsați anumite părți din voi să se transforme sau poate să lăsați anumite lucruri și situații din viața voastră în spate pentru a merge către ceva noi, pentru că am văzut aceste noi începuturi care arată foarte, foarte bine. Dragii mei care ați ales numărul 2, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna aprilie 2023, mesajele bonus, da? Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Bineînțeles că aștept comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.